Salutare și bine v-am regăsit! Atunci când ne-am apucat noi de lucrări la Cavaleria Hub, am descoperit că una dintre cele mai mari probleme era ascunsă într-o cutie foarte mică. Aici. Aici era un contor electric foarte urât, lipsă împământare și multe probleme. Și de la o mică intervenție la rețeaua electrică am ajuns să refacem tot ce a însemnat prize, cabluri, absolut tot. După care ne-am dat seama că nu putem să rămânem nici măcar cu acel contor și nici cu acel branșament. Și a trebuit să așteptăm să ne vină rândul, să ne instalăm, în sfârșit și noi, smart meter. Adică un contor inteligent. Și despre smart meter o să vorbim astăzi cu Dragoș de la E-Distribuție. Salut, Dragoș! Salut, George! S-a întâmplat minunea. Noi suntem aici deja de aproape un an și după mai mult de 10 luni de când tot renovăm, a venit și smart meter-ul. De ce vine atât de greu smart meter-ul? Smart meter-ul vine în baza unui plan aprobat de Autoritatea de Reglementare în domeniul energiei și fiecare zonă este programată într-un anumit interval de timp pentru instalarea acestor contoare inteligente. Și noi ne-am potrivit în planul vostru. Și voi v-ați potrivit în planul nostru. De-aia a durat. Dar de ce îmi doresc eu atât de mult un smart meter? Pentru că noi aici producem și energie din fotovoltaice. Cine știe, poate devenim prosumatori și aici. Și este un subiect important pentru că smart meter-ul este temelia pentru orice fel de casă inteligentă, conectată sau de prosumator. Hai să explicăm, Dragoș, pe scurt, cam ce voi putea eu face odată ce vom și activa smart meter-ul, că el a fost deocamdată instalat și urmează să facem tot felul de setări la el. Da, smart meter-ul funcționează la adevărata lui capacitate în momentul în care este integrat într-un sistem de măsurare inteligentă. Adică? Acest contor inteligent comunică împreună cu alte contoare din zona cu un concentrator de date pe care îl avem instalat în postul de transformare. Toate datele sunt transmise acolo într-un mod securizat și criptat prin intermediul PLC, Power Line Communication, care ce înseamnă asta pentru înțelesul tuturor? Înseamnă transmiterea datelor prin cablurile de curent. Deci, adică, practic, contorul meu e conectat la rețeaua voastră ca și cum ar fi legat la internet. Da, toate datele sunt trimise până în acest concentrator de date din postul de transformare prin conductoarele deja existente. Okay. Iar de acolo toată informația este transmisă către sistemul central unde noi monitorizăm toate informațiile cu ajutorul rețelelor de telefonie mobilă. Ok, cam așa sună din punct de vedere tehnic toată povestea asta cu smart meter-urile, dar pe mine mă interesează smart meter-ul dintr-un motiv mult mai simplu. Pe mine la ce mă ajută că se concentrează? Pe mine mă interesează să știu cât am consumat în primul rând și cât am luat și cât am dat eventual când o să ajung prosumator poate și aici. Cum mă poate ajuta un smart meter la acest capitol? Când ești prosumator, smart meter-ul te poate ajuta din prisma faptului că el înregistrează atât energia injectată în rețea, cât și energia consumată. Și tu îți poți monitoriza tot timpul aceste informații, atât pe calculator, laptop, cât și telefon, din contul tău de pe site-ul nostru de distribuție. Dar chiar dacă nu sunt prosumator, că nu suntem așa mulți, dacă doar am un smart meter și doar consum energie, la ce mă ajută? Chiar dacă nu ești prosumator, îți poți monitoriza informația în contul tău de pe site-ul nostru de distribuție și poți vedea tot timpul energia consumată și cât ai de plătit. Așadar, în teorie sau cred că și în practică, voi scăpa de factura de regularizare? Da, consumul tău va fi facturat pe indexul real și nu pe un index estimat. Asta este unul dintre marele avantaje pe care le aduce acest contor inteligent. Deci voi fi taxat la cât consum, nu la o estimare. Da. Și dacă este în timp real, să mai trimit indexul? Nu trebuie să mai trimiți indexul. El se citește constant și liniar acest index și nu mai este nevoie să trimiți acest index. Acum, din experiența mea de reporter, smart meter-urile astea ar fi rezolvat foarte multe pene de curent din tot felul de cartiere. Din câte am auzit eu, smart meter-ul nu mă ajută doar pe mine să știu cât consum în timp real, dacă vreau să intru pe site, ci și pe voi dacă a picat rețeaua. Pentru că de multe ori rețeaua nu pică de la centru, pică la capăt. Un alt avantaj al acestui contor inteligent este faptul că, unul la mână, te protejează la supratensiuni, a doua la mână, te poate reconecta mult mai repede în cazul în care a survenit o defecțiune în rețeaua de medie sau de înaltă tensiune. Adică dacă sare firida, se conectează la loc? Cum se zice la țară, că sare firida.
Da, de multe ori așa se întâmplă. Tu vei fi reconectat. Dacă îți aduci aminte, în trecut era nevoie să vină cineva să te reconecteze. Acum nu mai este nevoie să facem lucrul ăsta pentru că putem să o facem de la distanță. Da? Uh-huh. Și atunci tu vei fi reconectat și vei avea, cum se zice atunci la țară, lumină într-un timp cât mai scurt. Și mai mult decât atât, nu mai trebuie să te duci să bați la fiecare ușă într-un bloc ca să afli la cine s-a stricat... Exact, toate informațiile pe siguranțele. Exact, toate informațiile pe care noi le colectăm cu acest echipament ne ajută să gestionăm mai bine zonele de dezvoltare a rețelei și să vedem unde trebuie să intervenim în cel mai scurt timp. Pentru că eu ca reporter am văzut multe pene de curent într-o vreme, adică mai ales în sezonul rece, era întotdeauna sigur picau undeva curentul și oamenii sunau repede că a picat curentul și nu vin ăștia. Păi da, dar unde să vină? Păi nu, a picat în tot cartierul. Da, dar unde a picat exact? Că tu nu poți să intervii peste tot deodată. Și am avut, spre exemplu, o știre la care echipele de intervenție stăteau în fața blocului și ziceau: am căutat în fiecare apartament, a mai rămas unul singur în care nu putem intra că nu e nimeni acasă. Și fix acolo era avaria. Da, în exemplu pe care tocmai mi l-ai dat, lucrurile astea erau rezolvate de mult pentru că noi puteam să reconectăm acel loc de consum de la distanță. Iată, deci acestea sunt cele mai importante avantaje ale smart meter-ului, cel puțin în acest moment. Dar cum poate să facă oricine să apeleze la un smart meter? Noi ne-am pus la rând, am așteptat, după 10 luni a venit rândul, dar pot și alți oameni să aibă acces la smart metere în viitorul apropiat? Ce trebuie să facă este să facă o cerere către noi, dar așa cum spuneam și la început, pentru a avea toate funcționalitățile acestui echipament, este nevoie ca acest contor să fie integrat într-un sistem de măsurare inteligentă. Iar lucrul ăsta se va face în funcție de planul aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Cum pot să știu dacă sunt în plan, dacă mă potrivesc, dacă e un loc potrivit unde să ceră smart meter? Astăzi noi avem instalate peste 900.000 de contoare inteligente și orice consumator poate intra pe site-ul nostru de distribuție să afle în primul rând dacă în momentul de față au un contor inteligent instalat și tot pe site-ul nostru de distribuție este o hartă interactivă unde se poate observa când vor fi programați pentru instalarea acestui contor inteligent. Și o întrebare cheie, evident că orice română se întrebe lucrul ăsta, ok, dar cât mă costă? Nu costă nimic, este... Cum adică nu costă nimic? Este o lucrare de investiție pe care o facem noi ca și distribuitor în rețelele. Și care-i spilul atunci? Adică dacă nu mă costă nimic și știu când pică curentul, știu cât consum, de ce vine atât de greu? Sau de ce nu au mai mulți oameni? Așa cum spuneam, este un plan aprobat și un număr limitat, să zic, de contoare pe care putem să-l instalăm în România în momentul ăsta. De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că planul aprobat de ANRE pentru instalarea de contoare inteligente spune că până în 2028 ar trebui să avem 70% din gospodării branșate și conectate cu smart meter. Așa este. Vă ia chiar atât de mult? Avem nevoie de încă 8 ani? Nu avem nevoie de încă 8 ani, noi am putea să le instalăm într-un timp cât mult mai scurt, deși dorim lucrul ăsta pentru că contorul ăsta stă la baza digitalizării rețelei de distribuție și este un prim pas în a avea o rețea de distribuție digitalizată. Imaginați-vă, de exemplu, că o rețea a viitorului în care avem producători, prosumatori care injectează energie și avem pe de altă parte mașini electrice și multe alte feluri de consumatori. În această rețea a viitorului vom avea, de exemplu, o aplicație din care să ne controlăm cum gestionăm aceste funcționalități, aceste echipamente, astfel încât să ne reducem consumul de energie. Ok. Pentru că, până la urmă, ca să poți să gestionezi, în primul rând trebuie să știi. Că dacă nu știi, n-ai cum să rezolvi. Nici eu, ca utilizator, consumator, nu știu cât îmi consum în timp real întotdeauna. Deși noi avem niște sisteme care ne permit să facem tot felul de calcule în spate, până la urmă, legătura cu rețeaua este importantă, pentru că eu încă visez la abonamentul ăla de noapte. Da, contorul inteligent îți permite să ai mai multe tarife pe care poți să ți le gestionezi în funcție de nevoile tale. Da, hai să spunem pe șleu, tarifele de noapte în România în momentul ăsta nu sunt o opțiune interesantă, nu mai sunt. În funcție de legislația în vigoare și de furnizorul tău de energie, aceste tarife pot fi
modificate sau adaptate nevoilor tale. De ce insist la partea asta cu tarifele diferențiate de zi și de noapte? Pentru că în cea mai mare parte a zilei noi suntem activi. Eu vin cu mașina acasă seara când nu mai am energie din fotovoltaice și aș vrea să știu că pot să apelez la un eventual tarif de noapte care să vină dintr-o sursă regenerabilă, poate din vânt, poate din hidro, și să plătesc fix pentru chestia aia. Adică pot să-mi imaginez un viitor în care știu exact de unde îmi vine energia și să obțin la un preț preferențial între anumite ore? Da, poți să faci lucrul ăsta într-un viitor apropiat. Contorul inteligent te ajută să configurezi aceste tarife în funcție de nevoile tale, atât după orar, cât și zi-noapte, nu știu, semestrial, trimestrial și în funcție de nevoile tale. În momentul acesta, dacă vrei să schimbi furnizorul de energie, poți să o faci într-o fereastră de 21 de zile. Maxim 21 de zile, da. Și dacă am smart meter și indexul este dat în timp real, cât de mult poate fi scurtat intervalul acesta? În viitor, acest interval poate să ajungă până la maxim 24 de ore. Ok. Și piața se liberalizează de la 1 ianuarie 2021. Deci undeva anul viitor voi putea să jonglezi mult mai ușor cu tarife, cu furnizori. Da, asta depinde foarte mult de reglementările în vigoare și de ofertele furnizorului tău de energie. Cred că trebuie să mai facem un material, să mai povestim și cu autoritățile despre chestia asta, pentru că iată că tehnologia există, se poate instala destul de repede și fiecare dintre noi putem avea acces la curent inteligent. Uh-huh. Nu că este un mod inteligent de a avea acces la curent. Și de-aia îmi place tehnologia asta, care chiar dacă nu se vede, este foarte importantă. Iar pe parcursul anului și pe Case Bune v-am arătat materiale în care oameni au avut probleme cu furnizorii sau cu distribuitorilor, cu tot felul de contoare și constanta K. Eu zic de constanta K, mă gândesc. Bineînțeles. Da, e foarte cunoscută în industria asta. Iată un mod foarte simplu în care poți să-ți monitorizezi consumul dacă ai smart meter. Și tocmai de aceea verifică și tu dacă există în zona ta smart meter, dacă există investiția în derulare și dacă ești eligibil, nu? Până la urmă, pentru a ți se instala un smart meter. Luptă-te pentru dreptul tău de a avea curent inteligent, pentru că vine liberalizarea pieței și o să vrei să poți accesa cea mai bună ofertă, indiferent de furnizor. Poate vrei tu un anumit tip de energie, de la o hidrocentrală X, nu știu, imaginez, sau de la eolienele nu știu care, sau de la, poate într-un viitor, cum ar fi să vând eu energia de la mine de pe casă peer-to-peer? Poți să faci lucrul ăsta, condiția principală este să ai acest contor inteligent. Asta e dintr-un viitor și mai departat. Poate mai devreme de 2028. Dragoș, îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, George. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat. Dați un like dacă v-a fost de folos, un share să vadă și prietenii care poate au nevoie de informația asta și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Iar până la viitoare, să vă fie numai bine!